este o poveste adevărată. Ea așa are începuturile în urmă cu 3 ani de zile, când mi-am susținut examenul de ocupare a postului de șef de secție și când în planul meu de management al secției am prevăzut exact dezvoltarea unei astfel de structuri. Am simțit nevoia de a dezvolta o astfel de structură pentru că aici la Brașov, de peste 44 de ani, aproape 45 de ani, există această secție de chirurgie plastică. Este prima secție de chirurgie plastică dezvoltată în afara Bucureștiului, prin anii 1970 și ceva. De altfel, au fost și accidente colective, cum ar fi o explozie mare de la uzina Tractorul, de prin anii 70-80, care a fost gestionată foarte bine aici, pe plan local. Sponsorizarea de care dumneavoastră discutați, n-am atras-o eu, ea mi-a fost oferită. Singura, să zicem, singurul meu merit este aceea că am orientat-o către zona de Ansuri. Cei care au făcut sponsorizarea nici măcar nu știau despre ce este vorba și în momentul în care le-am prezentat acest lucru au fost de acord și mai ales că se întâmpla la scurt timp după colectiv, la scurt timp de asemenea după o altă explozie aici de la Brașov, de la Velpitar, unde iarăși au fost foarte multe cazuri de pacienți arși grav. Așa încât ei mi-au dat mână liberă să fac ceea ce am considerat de cuvință. Nu știu dacă am făcut perfect, dar cert este că am încercat să folosesc la maxim resursele puse la dispoziție. Asta este, să zicem, povestea. Asta este începutul poveștii. Ulterior am încercat să, nu atât să dotez, că de dotat e simplu. Iei un pat de terapie intensivă, iei alte instrumente necesare, aparatură și așa mai departe, cât foarte important este să găsești spațial locul unei astfel de unități care să aibă cât mai mult din circuitele minim posibile. Ori, în momentul în care organizezi o astfel de structură într-un spital vechi, și când zic vechi, mă refer nu neapărat la faptul că a fost sau nu renovat, dar cu circuite vechi sau cu lipsă de circuite, evident că îți trebuie și un pic de, nu știu, un pic de geniu și și o formă de nebunie ca să încerci să rezolvi treaba asta și s-o și reușești. Au fost chiar pacienți care au evoluat aproape fără infecție, ceea ce arată faptul că important nu este numai dotarea, ci important este organizarea și posibilitatea de a menține niște reguli, evident dublată de încrâncenarea de a le menține și de a le cere colegilor să le respecte. Ulterior am avut bucuria să constat că au venit și alți colegi de mei din țară să o viziteze și să încerce să îi înțeleagă puțin conceptul, tocmai pentru a-l putea replica într-un mod sau altul, adică chiar la modul perfect 100% nu prea se poate replica repede. Sunt spitale diferite, cu baje diferite, cu dimensiuni diferite ale saloanelor și așa mai departe, dar se poate replica. Eu n-aș vrea să discutăm în conceptul ăsta de cât ți-am salvat. Eu aș spune cât ți-am tratat. Pentru că să știți că pacienții arși gravi au o rată de supraviețuire destul de mică. Nu neapărat pentru că nu ne pricepem noi să-i tratăm, ci pentru că arsura este o boală foarte gravă, care dacă gravă fiind, este sau se manifestă la un pacient cu o stare de sănătate alterată deja, sunt mulți în vârstă, sunt mulți cu boli asociate. Evident că noi din start putem să și spunem aparținătorilor că riscurile sunt foarte mari și șansele sunt foarte mici. Problema se pune cât ți-am salvat din cât ți-am considerat că poți fi salvați. Pe mai mulți. Un pic mai mulți decât am considerat. Am avut și surprize să salvăm ceva ce credeam că nu vom salva. Au fost deja din februarie și până acum vreo chiar 7 pacienți arși grav pe care au plecat din spital pe picioarele lor. Au fost o parte care au și decedat, pe care i-am pierdut. Dar ceea ce este foarte important de înțeles este că aceștia nu sunt neapărat o pierdere. De ce? Pentru că au fost tratați în condiții de medicină superioară. Drepturile lor de a fi tratați corect au fost respectate în totalitate. O parte dintre pacienți nu-și dau seama, de fapt, prin ce au trecut, nici care au fost eforturile și sunt situații în care, mai rar, dar sunt pacienți așa care pleacă și fără să spună la revedere. Asta este cel mai deprimant, întotdeauna.
În general, v-am spus că pacienții nu-și dau seama de pericolul prin care au trecut, de eforturile care s-au făcut, de Golgota pe care am urcat-o împreună, că urcăm și noi o Golgotă împreună cu pacientul. În schimb, am avut mare satisfacție ca niște colegi de-ai noștri care înțeleg foarte bine fenomenul, medici, care au avut aici internat un aparținător, să înțeleagă și să ne mulțumească la mediul, adică la modul ăsta, cum să zic, a cuiva care înțelege perfect ce s-a întâmplat. Și asta este, pe lângă aprecierile inerente actului medical ca atare, faptul că nouă ne se mulțumește și pentru dedicația sufletească, să zicem, a personalului în întregime. Asta deja, cum să zic eu, ne face să ne continuăm drumul. Dacă este, cum să zic eu, să faceți o analiză la ce se întâmplă, de pildă, la momentul de față în țară, de la momentul colectiv, lăsând o parte faptul că prin eforturi, nu știu, mai mult sau mai puțin instituționale, mai mult sau mai puțin concertate, structuri de pacienți arși gravi iau naștere, da, câte puțin. Oricum, e vorba de încă 5-4 pe lângă, nu? Sunt 3 plus 2. 3 de la Timișoara, 2 de la Brașov, funcționale în momentul de față. Deci 5-4 pe lângă celelalte, nici nu știu câte există, 11. Apariția acestor 4 de arși gravi, da? N-ar trebui să fie cuplată de desfințarea de 4 de arși din altă parte. De arși obișnuiți, arși comuni. Pentru că se pune întrebarea ce arși comuni unde se duc. Pentru că dacă cineva gândește că arși comuni se vă duce în centrele astea de arși, se înșală. Sau în unitățile funcționale de arși, se înșală. Pentru că aici se primesc doar pacienți gravi. Cei de acolo, cei care au desfințat paturile, o să spună că într-un anumit ordin, privind modul în care se face selecția acestor arsuri în către centrele sau unitățile de arși, sunt niște criterii incorrecte. Da, au dreptate. Deci au fost trecute la criterii de transfer la București, pe vremea când doar București exista, niște categorii de arsuri care pot fi foarte bine tratate într-un spital județean, nici măcar în structurile de arși gravi. Deci și acel ordin ar trebui modificat, fără să luăm la dispoziție niște cifre și niște corelații, apropo de suta de mii de locuitori, evident că sunt puține, pentru că în momentul de față noi avem niște structuri care nu pot fi considerate încă la nivel de centru de arși, așa cum sunt în străinătate. Pentru că nu există organizarea corespunzătoare, nu există încă resursa umană necesară, nu există încă conceptul necesar pentru treaba asta. E un pas înainte și, evident, la nivel de centru de arși nu avem câte ne trebuiesc, la nivel de chiar și de unități funcționale pentru arsuri grave nu avem încă câte ne trebuiesc. Dacă este să-mi pară rău de ceva, este că în urma acestui efort pe care l-am făcut, conceptual, la asta mă refer, am constatat că în ordinul de organizare al structurilor de arși, care evident a fost un ordin foarte bun, a fost excelent la vremea lui, nu s-a găsit necesar pe vremea aceea să se stabilească, să se stabilească mai multe amănunte privind organizarea fiecărei structuri în parte, pentru că avem de-a face cu compartimente de arși, cu unități funcționale pentru arși și avem de-a face cu centrele de arși. Evident că fiecare dintre ele are un specific anume și un anumit nivel de organizare. Și acest nivel de organizare, practic, dacă este să fim foarte corecți, mai ales pentru cele două structuri care tratează arși grave, adică unitățile funcționale și centru de arși, trebuie să fie identice, o mare parte dintre ele. Evident că unitatea funcțională nu trebuie să aibă bancă de țesuturi. Nu trebuie neapărat să aibă o mulțime de elemente care sunt necesare doar din loc în loc, la distanță. Dar, de pildă, salonul în care se găsește arsul cu tot ce are, ar trebui să fie la fel. Conceptul, de pildă, de entitate integrată în cadrul secției de chirurgie plastică, adică a paturilor care sunt care sunt tratați arși gravi, ar trebui de asemenea, la fel cum la centru de arși se găsesc în centru de arși, le trebuie să găsească la fel și în unitatea funcțională de arși, care este un centru de arși mai mic. Mai mic în sens
nu ca și competență neapărat, dar mai mic spațial, fără toate, să zicem, entitățile adiacente actului medical specific pentru arsul de mare gravitate. Poate că, nu știu, poate că va, o discuție ar fi utilă, o discuție deschisă, o discuție aplicată, purtată, eu zic acum, mai ales de către cei care s-au izbit de aceste dificultăți, printre care, evident, vedeți că mă număr și eu, ar fi foarte utilă pentru ca să putem să updatăm puțin și să generăm un concept universal valabil în țară. Un concept care să nu fie restrictiv, ci să fie unul mai permisiv. Până când? Până când, evident, centrele de arși adevărate, care să fie construite după planuri deja validate de realități în vestul Europei sau, dacă vreți, nu contează unde, în lume, să se construiască. Și iarăși este o chestie foarte importantă, centrele de arși ar trebui să se dezvolte, mai ales unde măcar o unitate funcțională și-a dovedit viabilitatea. De aceea eu, de pildă, consider că gândul de a se construi un centru de arși acolo unde n-a mai fost niciodată activitate cu pacienții arși e bună, dacă e să o discutăm teritorial. Dar, de pildă, nu înțeleg de ce nu se pune în discuție pentru viitor, chiar și în cadrul structurii spitalului regional, crearea unui astfel de centru de arși de la zero, da, și aici la Brașov. Este, de fapt, un viitor proiect la care lucrez și, ținând cont de faptul că Brașov este un centru de pregătire rezidențiat al deci în chirurgie plastică, unde avem 6-7 rezidenți care vor ieși în curând medici de specialitate, de ce să nu le oferim și șansa să rămână în zona, pentru că avem oameni bine pregătiți în sensul acesta. Deci, centrul de arsuri la Brașov este un proiect pe care Ministerul Sănătății și, respectiv, chiar și politicienii ar trebui să-l ia în discuție, pe lângă cele care au fost enunțate de la Iași, de la Timișoara, de la Mureș, de la... În sfârșit, ținând cont că nici Clujul nu este pe listă, ținând cont că nici... Eu aș face un centru de arși în fiecare spital regional, obligatoriu.